Este alertă la Cernavodă din cauza debitelor în scădere ale Dunării, care sunt la jumătate față de media multianuală pentru luna august. Reprezentanții Apelor Române anunță că în zonă a fost atinsă prima treaptă de avertizare, ceea ce înseamnă o monitorizare strictă a nivelurilor Dunării, mai ales în bazinul special al centralei de la Cernavodă. Unitatea a fost oprită în 2003 când fluviul a avut un debit de 1800 de metri cubi pe secundă la intrarea în țară. Acum acesta este de 1860 de metri cubi, dar se prognozează o creștere ușoară în următoarea săptămână. Între timp, numărul localităților care au restricții în alimentarea cu apă se apropie de 800.